Dar dacă n-au venit până acum, sigur vă spun că consilierii PSD și ALDE nu vor veni la această ședință. De ce? Au invocat tot timpul că nu primarul Ploieștiului nu se ocupă de urgentarea unor proceduri privind atât salubritatea cât și DDD-ul. Din contră, la ședința de urgență am avut pe ordinea zi un proiect care, dintr-o lipsă de procedură spuse de dumnealor, nu a putut să treacă. Am hotărât împreună cu dânsii, astăzi, la ora 12, o ședință de îndată să aprobăm acest proiect prin care se constituia o comisie atât pentru pregătirea materialelor de licitație la salubritate, cât și pregătirea materialelor pentru DDD. Având în vedere faptul că împreună cu dumneavoastră, consilierii Partidului Național Liberal s-au prezentat la ședință, i-am așteptat aproape 20 de minute până în acest moment, dânsii n-au binevoit să vină, nu vin pentru noi, pentru Partidul Național Liberal, vin pentru a rezolva unele probleme ale ploieștenilor. După cât de vedeți și dumneavoastră în oraș, în parcuri și peste tot au apărut fel de fel de gândaci, fel de țânțari, dar nu se poate rezolva această problemă pentru că atât consilierii PSD-ului cât și cei de la ALDE nu reușesc să ajungă la ședințele pe care împreună cu dânsii le-am hotărât.